Anunț important pentru militari, ministrul finanțelor Adrian Căciu a anunțat că în 2023 pensiile militare mai mici de 10.000 de lei urmează să fie majorate în mod diferențiat, conform unui proiect inițiat recent de Ministerul Finanțelor. Cu cât vor crește aceste pensii și ce categorie de militari beneficiază de această majorare, discutăm cu domnul Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Militarilor în Rezervă. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte frumos că ne sunteți Bună alături. dimineața! Așadar, ce ne puteți spune despre acest proiect inițiat de Ministerul Finanțelor? Cum se va aplica până la urmă măsura? Da, ieri am avut Comisia de Dialog Social la Ministerul de Finanțe. În ceea ce ne privește, am declarat incompetența Ministerului de Finanțe în privința pensiilor militare, care nu sunt plătite din bugetul de asigurări sociale, deși noi contribuim la fel ca și civilii la acest buget, ci din sumele destinate apărării conform tratatului de aderare. Am acuzat lipsa de interes sau, dacă vreți, în mod provocator, refuzul de aplicare a legilor salarizării 153 pe 2017 și a legii pensiilor militare de stat în forma promulgată de către conducătorii sistemului de apărare, ordine publică și securitate, pentru scopul de a da înapoi la sfârșit de an sumele, miliardele neaplicate la salarii și la pensii, pentru a fi ulterior recerute în vederea achiziției de armamente de muzeu. Deci am criticat de asemenea competența Ministerului de Finanțe în ceea ce privește pensiile militare, care nu sunt speciale, ci instituite în 1864, la 20 octombrie, nu de către Iliescu, ci de către Cuza, de către angajator care este statul, deci cu 40 de ani înainte de pensiile civile. Am subliniat diferența dintre civili și militari. După noi trebuie să existe o singură lege a pensiilor civile pentru toată lumea și una singură a pensiilor militare, întrucât noi avem interzis să folosim cuvântul muncă, neavând contracte de muncă normată la 8 ore și de prestare activității de cadru militar sau polițist în activitate 24 din 24 la ordin, cu pierderea tuturor drepturilor civile și pedepse exemplare în caz de neexecutare, închisoarea la pace și glonțul la război. Deci am acuzat pe domnii din Ministerul de Finanțe că legiferează habar n-având care este filozofia vieții militarului și polițistului, obligațiile pe care le are sistemul diferit de plată a activității sale. Am aflat ceea ce știam, că toate mizeriile vin în plic de la Ministerul Apărării, din motive care îi privesc pe domnii care își trădează camarazii. De fapt, toate legile împotriva noastră și toată propaganda împotriva noastră a fost inițiată în cadrul Ministerului Apărării, ceea ce pare mai mult decât ciudat în condițiile în care un război ne bate la ușă și pe noi ne doare în cot de pregătirea populației, teritoriului și economiei pentru apărare. Ba, dimpotrivă, distrugem toate domeniile strategice: industria energetică, transporturile Da. și celelalte. Domnule Dogaru, dar cum se va aplica o majorare Deci am diferențiată? acuzat discriminarea. Este a doua ordonanță a discriminării pentru militari. Pentru că inflația nu ține de banul trecerii în rezervă sau ieșirii la pensie, nu ține de mărirea brutului pensiei sau de a fostului salariu pe care l-ai avut acum 115 ani vara. Inflația este aceeași pentru toată lumea. În spatele acestei minciuni despre majorarea pensiilor s-a derulat negocierea cât la sută conform legii să dea românilor din inflația pe anul în curs. S-a mers pe ideea experimentată întâi pe militari, pe rezerviști: dăm o parte din rata inflației, adică diferența de inflație dintre 2022 și 2021. Pe real ar putea fi 25%. Întrucât oamenii nu-și cumpără în fiecare zi un automobil, dar își cumpără pâine, carne, ulei și așa mai departe. Deci această măsură ar trebui, dacă se dau 12,5%, ceea ce înseamnă o mică parte din cât ar trebui să se dea, ar trebui să se dea la toți pensionarii civili și militari, indiferent de situație. Acest egalitarism propovăduit de tip bolșevic, în sensul că, pe filozofia burții, în sensul că nu contează ce salariu ai avut și cu cât ai contribuit, prin amestecul între ajutoarele sociale și pensii nu va duce niciodată la Da. nimic bun decât de la ieșiri în stradă. Deci noi suntem ca și pensionarii civili profund nemulțumiți. Este a doua discriminare pe anul ăsta. Prima dată în ianuarie ni s-a dat în loc de 10% 2,6% și ni s-au luat 10%
pentru GSS în condițiile în care noi avem propriul nostru sistem de sănătate cu gratuitate asigurată pe lei statut. Motiv pentru care l-am dat în judecată din nou pe premier, ca și pe ministrii noștri de resort. Deci discuțiile se poartă în termen juridic. Noi am încheiat niște contracte cu statul ca angajator, iar la 10, 15, 20 de ani după ce aceste contracte au fost îndeplinite de către noi, statul le anulează retroactiv, ceea ce nu există nicăieri în lume. Da, mulțumim. Da. Vă mulțumim foarte frumos pentru această intervenție, Mircea Adogaru, președintele Sindicatului Militarilor în rezervă, în direct pentru știrile B1 TV. Continuăm jurnalul și cu alte subiecte.